Trapinii, spune domnul Sebastian Bodu că astăzi la întâlnirea dintre premierul Nicolae Ciucă și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a cerut aprobare pentru o majorare a pensiilor în România cu 15-16%, cât este rata inflației. Știți cumva ce răspuns a primit premierul Nicolae Ciucă? Pentru că în acest comunicat se vorbește despre faptul că România va insista și va continua discuțiile. Da, eu am ieșit acum dintr-o întâlnire cu Olaf și parchetul european, dar vreau să vă spun că așa cum arată comunicatul, înseamnă că nu s-a obținut nimic. Eu îmi exprim regretul că președintele, premierul, așa fac și miniștrii, se întâlnesc cu noi, cu eurodeputații, după ce are loc întâlnirea oficială. Mâine dimineață avem întâlnire cu domnul Ciucă. Păi nu, trebuia înainte. Tocmai ca să-i spunem, poate nu știe că salarii, pensii, fiscalitate sunt toate de competență națională. Doi, că acea problemă cu energia, am ridicat-o de nenumărate ori, nu trebuie să acceptăm reducerea de consum de energie în România, pentru că România, o locuință din România, consumă de 4 ori mai puțin decât media europeană. Și trei, că punerea în acea platformă comună pentru achiziții comune de energie dezavantajează România, pentru că noi vom pune acolo în coșul comun și vom primi cât ne dă. Deci aici este o problemă. Imediat, doamna Grapini, ajungem la lista cu restricții, dar ca să finalizăm această discuție a majorărilor. De ce trebuie premierul Nicolae Ciucă să meargă la Bruxelles, păi, și să ceară aprobare pentru o majorare curată a inflației a pensiilor în România? Păi nu trebuie, trebuia doar să spună că pur și simplu a fost o greșeală în PNRR și da, a spus și domnul Bodo, a fost o greșeală, dar greșeala poate fi corectată pentru că nu este de competența Uniunii Europene. Deci acest jalon n-are ce căuta în PNRR. Bun, legat de restricțiile energetice, doamna Grapini, a vorbit și Ursula von der Leyen de obligația de a fi solidar energetic cu celelalte state europene. Ungaria, prin vocea ministrului de externe, Peter Szijjártó, spune că nu este de acord cu acest concept. Este de neconceput această solidaritate energetică. România va fi obligată să dea gaze celorlalte state europene chiar cu prețul propriei producții și propriului consum? Nu. România va fi obligată dacă dorește, dacă acceptă. Deci să ne înțelegem. Încă o dată, mixul energetic de competențe naționale. Solidaritatea o înțeleg ca să scadă de la Suedia, de exemplu, care consumă de 7 ori mai mult decât România, sau de la Germania, care consumă de 4 ori mai mult decât România, și să-i dea României, care are sub un kilo megawatt oră pe locuință. Avem 0,8. Deci asta ar însemna, cu asta trebuie să se ducă România acolo. Că-i ministrul energiei, că-i primul ministru, că-i președintele în Consiliu, să spună, domnule, solidaritatea înseamnă să dăm la cei care consumă mai puțin și să luăm de la cei care consumă mai mult. Asta înseamnă solidaritate. Asta înseamnă solidaritate, domnule Bodu. Da, două mențiuni vreau să fac. Cu procentele 9,4. Normal că atribuția de a majora pensia aparține guvernului, dar noi singuri, ca stat, ne-am asumat acel plafon. Fostul guvern și l-a asumat. Și de ce nu-l scoatem, păi așa cum ne-am asumat? Pentru că ne-am asumat și odată a asumat Comisia la adres. Dar este Biblia, domnule Bodu, noi am semnat Biblia la Comisia Europeană și nu mai putem să modificăm? Deci asta e problema. Noi singuri ne-am pus acel plafon. Noi singuri, cu mâna noastră. Bun, și nu mai vrem. Și acum noi trebuie să mergem. Păi da, de ei l-au creat. Și acum trebuie să mergem să-i convingem că... Să-i convingem din banii noștri? Păi dacă s-a creat de comun acord, PNR-ul a fost aprobat de ei. Sunt de acord cu dumneavoastră. A fost o greșeală a guvernului României. A fost o greșeală a guvernului. Dar noi încercăm de un an de zile să schimbăm 9,4% din PIB. Păi noi facem absolut... Da, Grapini, vă rog să confirmați acest lucru. Toate cerințele venite de la Comisia Europeană au fost aprobate la nivel central în România. N-a fost refuzat absolut nimic din spiritul solidarității. Tot din solidaritate se cere și această modificare a acestui procent. Chiar nu se poate? Ba, se poate. Și încă o dată spun foarte clar și îmi pare rău că domnul Bodo, care a fost în guverne și știe acest lucru, orice greșeală făcută de un anumit guvern în parcursul politic care l-are, te duci, domnule, cu tratatul în mână, te duci cu argumentul și corectezi ceea ce este greșit. Cum să lăsăm să ne stabilească pensiile Uniunea Europeană? Doamna președintă a Comisiei Europene face greșeala că induce, prin ceea ce spune în conferințele de presă, că, mă rog, Comisia Europeană taie, pune, dă. Nu! Comisia Europeană poate propune, poate recomanda. Nu e, atât timp cât în tratat avem explicit care sunt competențele europene și care sunt competențele naționale, nu putem să cedăm din subsidiaritate în defavoarea românilor, să fie clar. Toate dar, doamna Grapini, dacă îmi permiteți, eu nu am spus că sunt de acord cu 9,4. Eu am spus doar că guvernul anterior, din care USR a făcut parte și se laudă cu acest procent, ne-a băgat chestia asta și noi acum încercăm să o scoatem.
Asta încerc eu să spun. Nu că mă bucur că e 9,4. Nu, nici n-am spus că vă bucurați. Am spus doar că se poate corecta dacă se duc actualii guvernanți cu argumente foarte clare, care nu pot fi combătute. Așa cum trebuie și la Schengen. Argumentul este, doamna Grapini, din punctul meu de vedere, faptul că românii nu mai pot trăi cu aceste venituri. Și în momentul de față este vital să existe o majorare pentru cei care sunt vulnerabili, pentru că nu-și mai pot permite să trăiască, să plătească facturile și să suporte aceste scumpiri fără precedent pentru generația noastră. Și responsabilitatea este a guvernanților actuali. Nu mai putem da mereu că cel din spate a greșit. Pentru cei care guvernează trebuie să rezolve problema românilor cu prioritate. Așteptăm anunțul oficial pe care va face premierul Nicolae Ciucă după toate aceste întâlniri avute astăzi la